Bun găsit, prieteni! În această dimineață începem pregătirea pentru evaluarea națională cu un curs foarte util de limba română, în care veți studia noțiuni de vocabular. Gramatica învățată acum va fi utilă toată viața, nu doar la examen. În a doua parte a orei facem pregătire la matematică. Astăzi veți studia forma geometrică numită cerc. Știați că în plan, dintre toate figurile geometrice cu același perimetru, cercul are aria cea mai mare? Haideți să dăm start lecțiilor. Spor la treabă! Bună dimineața, dragi copii, și bine v-am regăsit! Numele meu este Anca Nicoleta Simion, sunt profesor de limba și literatura română, iar astăzi vom recapitula împreună câteva noțiuni de vocabular. Vom vorbi despre sensul propriu și sensul figurat al cuvintelor, sinonime, antonime, omonime, cuvinte polisemantice și pleonasm. Să începem cu un exercițiu. Aveți în partea stângă un articol de dicționar, cuvântul braț. Braț, brațe, substantiv neutru, membru superior al corpului omenesc, care se articulează la umăr și se termină cu degetele, în sens restrâns, partea membrului superior de la umăr până la încheietura mâinii. Al doilea sens pe care îl are, cantitate care se poate cuprinde și duce în brațe. Al treilea sens, în sintagma brațe de muncă, muncitori, acesta e un sens figurat. Al patrulea sens, obiect sau parte a unui obiect care seamănă cu brațul și am sărit tocmai la cel de-al șaptelea, ramificația cursului principal al unei ape curgătoare. Observați cât de multe sensuri poate să aibă acest cuvânt. Ce avem de făcut noi mai departe? Să asociem propozițiilor de mai jos sensul potrivit al acestui cuvânt din articolul din Dex 2000. Și avem 5 enunțuri. Am adus un braț de fân pentru animale. Brațul acesta al Dunării oferă un peisaj încântător. Brațul macaralei de pe șantierul vecin s-a stricat ieri. Brațul stâng i-a fost imobilizat după ce a fost accidentat și fermele din jur au mare nevoie de brațe de muncă. Ia să vedem care ar fi sensurile care au fost actualizate în fiecare enunț. În primul, am adus un braț de fân. Oare la ce se referă? La o cantitate care se poate cuprinde și duce în brațe. Asta înseamnă că primului enunț îi putem asocia sensul numărul 2 din dicționar. Brațul acesta al Dunării oferă un peisaj încântător. Aici se referă la ramificația cursului principal al unei ape curgătoare, deci B7. Brațul macaralei de pe șantierul vecin s-a stricat ieri. Ce reprezintă brațul macaralei? O parte a unui obiect, nu-i așa? Prin urmare, aici se actualizează sensul numărul 4. Brațul stâng i-a fost imobilizat după ce a fost accidentat. Brațul aici se referă clar la membrul superior al corpului omenesc. Iar în ultimul enunț, fermele din jur au mare nevoie de brațe de muncă, sensul lui braț ar fi de muncitori, nu-i așa? Este vorba despre sensul figurat. Așa cum spuneam, majoritatea cuvintelor dintr-o limbă au mai multe sensuri. Și ca să le stabilim, este necesar contextul. Un cuvânt poate avea fie sens propriu, fie sens figurat. Sensul propriu este sensul comun, obișnuit al cuvântului și acesta este legat de un aspect din realitate. Acesta poate fi de două feluri. Sensul propriu de bază, cel mai întâlnit, primul la care ne gândim atunci când auzim cuvântul respectiv. În cazul lui braț, ați văzut, era partea corpului omenesc. Dacă vorbim despre aripă, putem spune că pasărea are o aripă ruptă. Sensul propriu secundar este căpătat în context pe baza unei asemănări cu obiectul denumit de sensul de bază. În cazul lui aripă, aripa avionului era înecată în fum. Sensul figurat este un sens neobișnuit al cuvântului și este folosit de regulă în textele literare, având valoare expresivă. Pentru aripă, de exemplu, antrenorul l-a luat pe copil sub aripa sa. Mergem mai departe și avem un text pe care nu o să-l citim acum,
ci direct la exerciții. Haideți să vedem pentru sinonime ce ni se cere. Să asociem cuvintele scrise îngroșat în text cu sinonimele potrivite din cea de-a doua coloană. Tic n-a văzut la început în curtea școlii decât un bărbat străin plimbându-se cu un moș timofte foarte bucuros, ceea ce, bineînțeles, nu i-a stârnit nicio exclamație, nici măcar o întrebare, cu toate că nu mai zărise personajul acela niciodată până atunci în oraș. Dar puțin tel mai târziu, Tic a văzut altceva. Ceva care i-a furat toate privirile, emoțiile și preocupările. Avem scrise îngroșat cuvintele străin, bineînțeles, a stârnit și preocupările. Bun, haideți să încercăm să găsim sinonimele. Recitim contextul. Un bărbat străin. Ce cuvânt s-ar potrivi din coloana a doua? Un bărbat necunoscut. Deci, unu de. Bineînțeles, îl are drept sinonim pe desigur. A stârnit. Ia să vedem. Avem aici și a produs și produsese. Ce variantă alegem? B sau C? Ei bine, alegem B-ul. De ce? Pentru că atunci când stabilim sinonimele unui cuvânt, trebuie să ținem cont și de forma acestora. Să aibă aceeași formă cum are și cuvântul inițial. Și preocupările, sinonimul lui preocupările este grijile. Bineînțeles, atunci 4 E. Să vedem ce trebuie să ținem minte. Știm cu toții ce sunt sinonimele, nu-i așa? Cuvinte cu formă diferită și sens asemănător sau identic. Ei bine, pentru sinonime întotdeauna trebuie să avem în vedere că trebuie să le stabilim în context, deoarece un cuvânt poate avea mai multe sensuri, cum am văzut mai devreme în cazul lui Braț. Iată un alt exemplu. Copilul vecinilor este tare deștept. Deștept aici are ca sinonime pe isteț, respectiv inteligent. Dar dacă spun s-a culcat târziu, așa că la ora 6 nu era deștept încă, deștept aici este sinonim cu treaz. Nu se mai potrivesc, da? Atunci când stabilim sinonimul, de asemenea, spuneam că trebuie să avem grijă. În primul rând, să aparțină aceleași părți de vorbire și în al doilea rând, să aibă aceeași formă. De exemplu, dacă sunt verbe, să fie la același timp, același mod, aceeași persoană, același număr. Totodată, relația de sinonimie se poate stabili între două cuvinte, un cuvânt și o expresie sau chiar între două expresii. Ai sări muștarul, ai sări țandăra. Pentru antonime, de asemenea, pornim de la un exercițiu și trebuie să precizăm care sunt antonimele cuvintelor scrise cu roșu și să vedem care este valoarea lor morfologică. Este același text de mai devreme. Plimbându-se cu un moș timofte foarte bucuros. Păi cu are ca antonim pe fără. Ambele sunt prepoziții. Bucuros. Ce este bucuros ca parte de vorbire? Este un adjectiv. Care ar fi adjectivul antonim? Trist sau necăjit? Niciodată. Nu mai zărise personajul acela niciodată. Opusul său este întotdeauna. Ambele sunt adverbe de timp. Ce concluzie putem să tragem? Că antonimele, ca și sinonimele, trebuie să aparțină aceleași părți de vorbire. Numai că de data aceasta sensul este opus. Ce trebuie să mai rețin? Faptul că uneori putem obține antonime prin derivare cu prefix. De exemplu, pentru corect avem antonimul incorrect, iată, cu ajutorul prefixului in. Pentru drept, nedrept, iată, prefixul ne. Moral, imoral, cu prefixul i. Organic, anorganic, prefixul an. De asemenea, ca și în cazul sinonimelor, relația de antonimie se poate stabili între două cuvinte, scund înalt, un cuvânt și o expresie sau două expresii. Tufă de Veneția îi se opune expresiei tobă de carte. Continuăm cu omonimele. Ca să înțelegem și mai bine de unde, ce înseamnă ele, să vedem de unde provine acest cuvânt. Păi din omo, care înseamnă identic la fel, și nim, nume. Prin urmare, sunt cuvinte care au același nume, adică aceeași formă. Iată un exercițiu. Asociază sensurile cuvintelor subliniate în enunțurile de mai jos cu definiția din dicționar. Și avem două propoziții. Dacia a fost cucerită de romani, respectiv am citit un roman captivant săptămâna trecută. Cele două articole de dicționar. Roman, romane, atenție, substantiv neutru, specia genului epic de întindere mare cu conținut complex care se desfășoară de-a lungul
unei anumite perioade și angajează mai multe personaje, presupunând un anumit grad de adâncime a observației sociale și analizei psihologice, opere narrative în versuri sau în proză, scrisă în evul mediu într-o limbă romanică sau figurat în plătire de întâmplări cu multe episoade care par neverosimile. Și al doilea cuvânt, roman, romanii de data asta, substantiv masculin, iată, persoană care făcea parte din populația statului roman și se bucura de drepturi depline de cetățenie, sau locuitor al Romei. În primul enunț, care dintre cele două cuvinte ar fi cel potrivit? Al doilea, bineînțeles, roman, romani. Iar în enunțul numărul 2 se potrivește primul substantiv, cel neutru, roman, romane. Ce observăm în legătură cu ele? La singular observați că avem exact aceeași formă. Dar sensul acestor cuvinte? Există vreo legătură între cele două sensuri sau sunt total diferite? Sunt total diferite. Pentru că omonimele, de fapt, asta sunt cuvinte care au aceeași formă, dar sens total diferit. Mai mult de atât, observăm că ele au, atenție, articole de dicționar separate, roman 1 și roman 2. Da? Bun, ce mai trebuie să știu în legătură cu omonimele? Acestea pot fi lexicale, dacă sunt aceeași parte de vorbire, sau lexicogramaticale, atunci când sunt părți de vorbire diferite. Cele lexicale se împart în două subcategorii. Totale, dacă au forme identice în vorbire, cum se întâmplă în cazul lui leu, leu, animalul, leu, moneda, pluralul este de fiecare dată lei, la fel se întâmplă și la bancă, bănci, sau parțiale, așa cum a fost în cazul lui roman, roman, romani, roman, romane. Ați văzut că au forme diferite de plural. La fel se întâmplă cu corn, care poate avea chiar trei forme diferite. Cornuri, coarne și corni. Cele lexicogramaticale, spuneam, sunt omonimele care aparțin unor părți de vorbire diferite. De exemplu, poartă poate să fie verb, dar și substantiv. La fel și pui. Și am făcut eu aici un joc de cuvinte. Ce pui în mâncare să fie gustoasă? Carne de pui. Prima dată a fost verb, în al doilea caz a fost substantiv. Cuvintele polisemantice. Ce sunt ele? Păi, există vreo deosebire între omonime și cuvinte polisemantice? Există, că altfel s-ar numi la fel. Haideți să vedem, pornind de la un exercițiu, ca de obicei. Asociați sensul cuvântului masă din enunțurile de mai jos cu explicația potrivită din Dex. Și avem patru propoziții sau fraze. Masa din colț a comandat un platou cu fructe de mare. A pus farfuriile pe masă. A organizat o masă mare în cinstea mirilor și ultima masă a fost delicioasă. Iar acum, haideți să vedem care ar fi definiția lui masă, mese, substantiv feminin. 1. Mobilă, de obicei de lemn, alcătuită dintr-o suprafață plană, sprijinită pe unul sau pe mai multe picioare și având diverse utilizări, mai ales pe aceea de obiect pe care se servește mâncarea. 2. Ceea ce se mănâncă, mâncare, bucate. 3. Ospăț. Iar 4. Meseni. Observați că și aici există mai multe sensuri, dar nu le-am mai trecut și pe acestea. Haideți acum să asociem câte un sens fiecărui enunț. În cazul enunțului A, care dintre sensuri se actualizează? Masa din colț a comandat un platou. Cine poate să comande? Mesenii, evident. Prin urmare, A, 4. Am pus farfuriile pe masă, adică pe mobilier, pe obiectul de mobilier, nu? Deci, sensul numărul 1, B, 1. C. A organizat o masă mare în cinstea mirilor. Masă mare aici are sensul de ospăț. Și masa a fost delicioasă, evident, nu obiectul de mobilier, ci mâncarea, bucatele servite. Iată că, din nou, un cuvânt poate să aibă mai multe sensuri. Asta înseamnă, de fapt, polisemantic. Poli înseamnă mai multe, semantic sensuri. Deci sunt cuvintele care au mai multe sensuri. Ce observăm în legătură cu acestea? Ele sunt cumva înrudite între ele. Dacă în cazul omonimelor sensurile erau total diferite,
În cazul cuvintelor polisemantice, există o legătură de sens foarte evidentă uneori. Mergem mai departe la confuziile paronimice. Și ca să ajungem la confuzia paronimică, să vedem mai întâi ce sunt paronimele și să ne amintim despre această noțiune, pornind tot de la un exercițiu. Trebuie să alegem paronimul potrivit în 4 enunțuri, care s-ar potrivi în fiecare context. George Enescu a fost un virtuoz al viorii, deoarece virtuoz înseamnă o persoană care stăpânește un instrument muzical. Colegul meu de bancă e virtuos. Virtuos înseamnă o persoană plină de calități, de virtuți. Temporar, strada aceasta e închisă pentru reparații. Temporar, adică provizoriu, pentru o perioadă scurtă de timp. În intervalul temporal amintit, nu sunt permise zgomotele puternice. Temporal înseamnă interval de timp. Ce am putea spune că sunt paronimele? Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă, al căror înțeles este însă foarte diferit. Acestea de regulă se deosebesc printr-un sunet sau două, sau pot fi inversate între ele silabele sau sunetele, cum se întâmplă în cazul lui a releva și a revela. În ce constă confuzia paronimică? Păi, în utilizarea greșită a unui paronim în locul perechii sale. De exemplu, am vizitat un lac glacial. Nu este corect lac glacial, corect ar fi lac glaciar. Tonul vocii lui era glaciar. E, aici s-ar folosi corect glacial. Am ajuns și la ultima noțiune pe care o reactualizăm astăzi, și anume pleonasmul. Vă mai amintiți ce este pleonasmul? Este o greșeală de exprimare. Hai să vedem trei contexte și să vedem cum apare pleonasmul, de unde intervine această greșeală. Identificați greșeala de exprimare din enunțurile de mai jos, explicați în ce constă și reformulați fiecare propoziție încât să fie corectă. Prima propoziție. Maria a ortografiat corect toate propozițiile dictate. Ați identificat pleonasmul? Ei bine, el este a ortografiat corect. Să vedem de unde provine această greșeală. Verbul a ortografia este format prin compunere, cu elementul de compunere savantă orto și grafie. Orto înseamnă corect, grafie înseamnă scriere, prin urmare, a ortografia înseamnă deja a scrie corect. Ce se întâmplă? Deja avem informația necesară, prin urmare, corect, acolo repetă informația transmisă prin verbul a ortografia. Și atunci, iată, așa apare pleonasmul, prin repetarea unei informații. A doua propoziție. Soluția oferită de Mihai este cea mai optimă. Ați găsit pleonasmul? Da, acesta este cea mai optimă. Ce se întâmplă cu adjectivul optim? Ați învățat că anumite adjective nu pot avea grade de comparație din diverse motive. Ei bine, unul dintre acestea este chiar optim. El provine din limba latină, unde deja este la gradul superlativ și înseamnă cel mai bun. Prin urmare, astfel apare pleonasmul, pentru că noi am trecut încă o dată la gradul superlativ, deja adjectivul este la acest grad. Am colaborat împreună. A colabora ce este? Este un verb care vine din franceză și la rândul său provine din limba latină, tot de acolo pornim, unde s-a obținut din prepoziția co și laborare, care înseamnă a munci. Împreună, a munci, a munci împreună. A colabora, asta înseamnă, de fapt, a munci împreună. Deja adverbul împreună repetă această informație. Ca atare, pleonasmul este o greșeală de exprimare care constă în alăturarea unor cuvinte sau a unor construcții care au un înțeles identic sau asemănător. Cum ar fi trebuit să corectăm propozițiile? Păi, în cazul primei propoziții, Maria a scris corect toate propozițiile dictate. Frumos ar fi să înlocuim prin a scris, da? Maria a scris corect toate propozițiile dictate sau a ortografiat toate propozițiile dictate.
În al doilea enunț putem găsi două variante de soluționare. Fie optimă, da, fără să mai apară la gradul superlativ, fie cea mai bună. Și în ultimul caz, tăiem foarte simplu adverbul împreună și obținem enunțul am colaborat foarte frumos. Pleonasmul e o greșeală destul de frecvent întâlnită, așa că fiți întotdeauna atenți când vorbiți și recitiți compunerile, mai ales atunci când scrieți, pentru a vedea dacă nu cumva s-au strecurat și astfel de greșeli. Haideți să vedem acum care ar fi diferența între omonime și cuvintele polisemantice. Există oare vreo diferență între ele? Ia să vedem. Avem două enunțuri. Am cumpărat o masă nouă pentru cafea și nu văzuse niciodată o masă de oameni atât de mare. Primul enunț. Îl avem pe masă cu pluralul mese, da, pe care l-am întâlnit mai devreme la cuvintele polisemantice cu sensul de mobilier. Și nu văzuse niciodată o masă de oameni atât de mare. Ia să vedem, în acest caz, masă mai are pluralul mese? Ei bine, nu, are pluralul mase. Mai există, cu sensul de o grămadă mare de oameni, mai există vreo legătură de sens între masă din primul enunț și masă din cel de-al doilea enunț? Nu, bineînțeles, pentru că ele sunt omonime. Mai mult de atât, în vorbire, ele au forme diferite și intrări diferite în dicționar, care spuneam că sunt notate cu 1, respectiv cu 2. Deci, concluzia este că trebuie să fim foarte atenți, să vedem dacă există sau nu vreo legătură între sensurile cuvintelor respective. Dacă există legătură de sens, cuvintele sunt polisemantice. Dacă nu există legătură de sens, atunci ele sunt omonime. Tema voastră pentru ora viitoare. V-am dat un text, tot din Cireșarii, de Constantin Chiriță, da? Și aș vrea să rezolvați 6 exerciții prin care să verificăm dacă ați fost atenți la lecția de astăzi. Acestea vizează sinonimele, antonimele, omonimele, sensul propriu de bază, secundar, figurat, de asemenea paronimele. Ce sugestii pot să vă dau pentru rezolvarea temei? Reținem ideea că sinonimele, antonimele întotdeauna se stabilesc în context. Ca să putem alcătui un enunț cu omonimul cuvântului din text, trebuie să caut mai întâi cuvântul în contextul respectiv și apoi să mă gândesc ce alt sens poate să mai aibă acesta. De asemenea, în cazul cuvintelor polisemantice, trebuie să mă gândesc ce alte sensuri aș putea să mai actualizez, iar în cazul paronimelor, să fim atenți să găsim paronimul corect și să îl folosim în contextul potrivit. Ei bine, dragii mei, sper că v-a plăcut lecția de astăzi și că a fost utilă, că ne-am reamintit câteva informații de bază din anii anteriori. Dragii mei, sper că lecția de astăzi a fost utilă pentru voi și că v-ați reamintit aceste noțiuni pe care le-ați studiat în anii anteriori, care de altfel sunt ușoare și frumoase. Sper să vă faceți tema, pentru că o vom verifica, bineînțeles, în lecția următoare. Până la ne revedem, eu îmi iau la revedere de la voi și vă urez să fiți minunați, să mergeți la școală și să aveți grijă de voi. La revedere!